Bună dimineața! Ia uitați ce floricele de Spania! Valei lângă Barcelona, în Spania. Și aici un templu. Templu care datează din Neolitic. Ia uitați ce... cum arată. Ce să fie asta, mai exact? Acest templu a fost construit pe baza unui sanctuar neolitic de străbunii noștri romani și spre cinstea spaniolilor, la ora actuală a fost păstrat ca monument de artă și la ora actuală se fac slujbe în religia catolică și astăzi fiind ziua de Sfintele Floric la catolici. Iar peste o săptămână se va sărbători Paștele Catolic. Foarte interesant. Da. Are mii de ani. Dacă datează din Neolitic, are mai mult de 2000 de ani de când de la cuceririle romane. Ia uitați ce intrare avem aici. Da, da. Arată super bine. Coloanele, feloneria fiind mai modernă, iar slujba la ora actuală este în desfășurare. Da, 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 și nu vrem să deranjăm, da. Doar ne mulțumim cu ce se vede pe exterior. Da? Să facem și noi o cruce de florile care se sărbătoresc aici, pentru că o cruce n-are de ce ne dă una. Doamne ajută la toată lumea. Ce om fi noi? Catolici, toate credințele, pentru că suntem oameni, toți suntem oameni și toți și suntem creația Domnului. Singur creator. Iar Dumnezeu ne-a pus pe punct de egalitate pe toți. În fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Vă aștept comentariile voastre. Poate e așa, poate nu, poate mă înșel. Dacă merit, aștept like-uri, abonamente sau dacă merit, dislike-uri, de ce nu? Îmi asum. Dar mai cu seamă aștept comentariile voastre. Pentru că îmi place interactivitatea, îmi place să comunic, să vedem, să devenim mai buni unii cu alții și toți în fața Domnului. O duminică plăcută vă urez la toată lumea, indiferent ce și cum și ce credință purtăm în suflet. Numai bine și sănătate!